Dornici de a vedea odată terminate lucrările, locuitorii de pe strada Armenească și Dragoș Vodă din municipiul Suceava au acceptat să stea cu porțile deschise și să le fie depozitat pământul în curte. Din fericire, în această zonă s-a mai și asfaltat. Municipalitatea a anunțat că lucrările ISPA vor fi finalizate anul viitor. Poate de aceea nu se grăbesc muncitorii să le creeze de sărbători un ambient plăcut locuitorilor din centrul Sucevei.